Bine ați revenit la mobilisimă.ro, acesta este MobiCast 306, podcast și videocast săptămânal. În această săptămână am avut câteva lansări interesante, a aportat un nou iPhone, iPhone SE 2020. S-a anunțat și OnePlus 8, alături de varianta OnePlus 8 Pro și l-am și scos din cutie pe OnePlus 8. În plus a debutat seria Honor 30 și a venit și Honor 30 Pro Plus. La dezbatere avem pro și contra, work from home. O ediție mai scurtă de MobiCast de această dată, ca de Paște, ne găsiți și pe Anchor.fm, Spotify, iTunes, Google Podcast și evident și pe YouTube. În afară de dezbateri și știri, avem răspunsuri la întrebări și la final se lasă cu jocuri și muzică. Dezbaterea săptămânii e pro și contra muncii de acasă. Deocamdată munca de acasă este obligatorie din cauza lui COVID-19. Pe viitor se va răspândi tot mai des, mai ales că CEO-ul EMAG a declarat că a crescut productivitatea companiei de când angajații lucrează de acasă. Fiind o dezbatere, eu vă prezint argumente pro și contra lucratului de acasă. Cred că mă cam pricep la subiectul ăsta, pentru că lucrez de acasă de prin 2008. Așa că am ceva experiență. La capitolul pro, scapi de cheltuielile cu transportul, scapi de nervi și stresul transportului și timpul pierdut. Unii oameni pierd două ore dus, două ore întors. Deci asta este un lucru bun. Alt aspect pro, stai în ce haine vrei, mănânci, fumezi, bei oricând vrei tu. Când zic bei sucuri, că sper că nu vă alcoolizați când munciți de acasă. Apoi stai mai mult cu familia și cu animalele de companie și îți faci programul cum vrei. Astea sunt argumentele pro. Argumentele contra sunt următoarele. Dacă nu ești disciplinat, munca va avea de suferit. Dacă îți faci program haotic, o să sufere munca. Poți fi distras de copii și animale de companie și alte chestii din jur, de ferestre de Facebook și YouTube și WhatsApp uh, și te alienezi de lume. Nu mai vezi colegi, nu mai vezi oameni. Tot muncind de acasă și apoi stai tot acasă, te aline, -ali Ienezi. Depinzi și de conexiunea la internet, de curent și de PC, depinzi de resursele tale proprii. Nu-ți mai vine compania în ajutor în caz că păzești ceva, mă rog, îți vine, dar mai greu decât dacă ai fi la sediu. Și ultima chestie, stil de viață nesănătos încurajat, te ridici din pat, te pui la computer, termini munca, stai la computer, te mai joci, se termină ziua, îți dai seama că ai stat pe același scaun. Asta ar fi argumentele contra. V am expus ce e pro, am expus ce e contra, vă las pe voi să dezbateți work from home. Repet, deocamdată, Anumite domenii sunt obligate să muncească de acasă, dar sunt și minusuri. Bun, hai să trecem la știrile săptămânii. Avem noi telefoane de la Huawei, mai bine zis de la filiala Honor. Au debutat Honor 30 și Honor 30 Pro. Sunt telefoane care au 5G, display OLED și camere periscop cu zoom optic 5X. Cam fiecare an, aceste flagship-uri Honor sunt un fel de alternativă la Huawei p 40 doar că mai ieftine fixă aceste tehnologie, doar că mai ieftin. Văd că Honor 30 e de la 388 de euro, iar Honor 30 Pro de la 518 de euro. Văd că avem difuzoare stereo și mai văd că avem procesor identic cu seria P40 Kirin 995G. 8 GB de RAM, cameră selfie duală 32 cu 8 megapixeli. în spate 40 cu 8 cu 16 și cu 2. Camera bokeh, zoom optic 5X pe modelul cu Pro. Cel simplu, Honor 30 are o cameră Periscopica și el are zoom optic 5X. Deci stai așa, Huawei îți oferă la 388 de euro zoom optic 5X? Păi, e cam bine. Bun, asta ar fi Honor 30 și Honor 30 Pro. Trecem la... A, ah, fiți atenți aici, am uitat să vă zic. Honor 30 a inaugurat un procesor nou, Kirin 985 5G. E undeva între Kirin 980 și Kirin 990, cum mai spune și numele. Este și o variantă specială, Honor 30 Pro Plus, el are procesorul cel puternic, zoom 50x, ecran curbat la 90 de Hz. Nu vă așteptați să ajungă la zoomul la optic baban de pe Huawei P40 Pro Plus la de 10x, nu, rămâne la 5x și în rest avem camera de 50 de se restărată nu de 40, bănuiesc că e aia principală de pe P40 Pro și fotografiere RAW, Full HD Slow Motion la aproape 2000 de FPS, iar telefonul este deja pe locul 2 după Huawei P40 Pro în DxOMark de la 647 de euro nu sună chiar rău. Și a debutat în sfârșit OnePlus 8, care e cam scump și care e cam dezamăgitor în varianta de bază, dacă e să fiu sincer. Aici vedeți varianta verde, pe scurt, Snapdragon 865, 8 sau 12 GB de RAM și o cameră dezamăgitoare în spate, 48 cu senzor de anul trecut, 16 Ultra Wide, 2 MP macro, nimeni nu dorea macro. Dar primești 5G, Wi-Fi 6, procesor de mai devreme, un ecran solid, 90 Hz și preț de pornire 699 de euro. E, varianta Pro sună un pic mai bine. Are și încărcare wireless, are și încărcare inversă, are și o variantă albastră, sexy, are și o cameră quad, are 5G, are ce mai are? Încărcare rapidă și se schimbă camerele mult. 48 mp principală cu senzor nou din ce am înțeles, 48 megapixel ultra wide la care au pus senzorul de anul trecut și 8 megapixel telefoto zoom optic 3x se putea mai bine, dar na, 5 megapixel un senzor special nou de culoare care n-a fost, fost foarte mult detaliat, aștept încă să văd ce face. Ok, cam astea ar fi dotările, mai găsiți mai multe în articol, preț de pornire 899 de euro. Noi am scos din cutie varianta lui OnePlus 8 care este verde dar arată albastru, din fericire o avem pe cea cu mult RAM, 12 GB, și țin să vă zic ceva, sunt prea mari discrepanțele între modelul simplu și modelul cu Pro, adică nu e doar că nu avem protecție la apă și încărcare wireless. Nu avem nici RAM-ul ăla nou, lpd 5 avem lpd 4 x nu avem nici refresh rate de 220 de Hz, nu avem nici bateria așa de mare, parcă. Ia să vedem noi ce scrie aici. Um, da, nu avem nici baterie atât de mare, deci sunt destul de multe lipsuri și prețul totuși e mărit cel. 699 de euro, la ultima verificare erau 3380 de lei. Cu banii ăștia Huawei pe 30 Pro, Xiaomi Redmi Note Pro, Pro și cred că să rămân și câțiva bani să ții un covrig. Deci, na. Nu sună deloc bine faptul că a pus cameră macro și vrut telefoto, în fine. Și încă un subiect de controverse, se ceartă lumea pe Facebook ceva de speriat. E prea scump, e ieftin, e prea scump, e ieftin. iPhone SE 2020, este oficial, telefon compact, practic are corp de iPhone 8, procesor de iPhone 11, ecran de 4,7 cu rezoluție de pe vremea lui bunicu, dacă bunicu ar fi de acum 4 ani sau 5 ani, uh, design designul este 99% identic cu a, telefonul din 2017 vine pe roșu, alb și negru și în momentul pe care îl așteptați 479 de euro preț de pornire în principiu l-am văzut pe la magazinele de la noi pe la vreo 2300 de lei cam ăla e prețul de pornire acum dacă te orientezi strict după Apple e ieftin să zic dacă ai și alte repere e foarte scump în fine, uh, certificare IP67 încărcare wireless, mă bucur să văd asta, un încărcător care se încarcă greu un în pachet. Cam asta ar fi ce avem în ultima săptămână. Telefonul a polarizat multă lume, are o cameră singulară în spate, 12 megapixel, 7 megapixel în față, ni se promite boche din software fără senzor separat, o întreagă chestie. Acum o să-l testez, o să văd ce și cum. Lumea cărcotește care 3 GB de RAM, dar uite de optimizarea aia bună Apple și o să primești update pe telefonul ăsta mult mai mult decât o să primești pe Galaxy S20 și S10. Gata cu știrile, trecem la întrebări. Ok, începem cu întrebările sau mai bine zis întrebarea de pe forum. Victoria lipanță darica. Ne spune că dacă ar fi 5G periculos, bogații 1% nu ar permite, ar fi ceva de care nu ar putea să se ferească ei și familiile lor. Când o să vedem pe Zuckerberg și Bezos îmbrăcați în costume scut Faraday, atunci avem de ce să freak out. Bine zis, ce ar face bogații dacă ar fi 5G peste tot? Lor nu le-ar fi frică? Pam, pam, la asta nu v-ați gândit. N-a fost o întrebare, mai degrabă o constatare. Uh, multe întrebări văd la precedentul MobiCast, 30 de comentarii. Ok, ai scris titlul greșit, l-am și corectat între timp. Daniel Gabriel încearcă să ne explice că unii oameni de știință au spus că antenele 5G fac pielea să se încălzească, ne mai dă niște informații cu radiatii solare, cu modificarea ADN. În fine, am explicat ultima oară ce și cum. Cert e că, pot să vă mai adaug o chestie, nu avem destule date și studii. Asta ne mai trebuie date și studii. Poate asta ar fi un motiv pentru care nu avem un rol la general, deși dacă pui și corona cap la cap cu bătălia SUA China și toate astea, sunt o de motive pentru care 5G ul nu e gata. În fine, niște argumente aici. Vă că omul ăsta spune, Daniel Gabriel, că frecvența reală a 5G-ului nu se știe exact. Eu zic că se cam știe, nu cred că o să se ducă în alte frecvențe, pentru că sunt totuși licitații, aprobări, chestii cu statul, nu îți dă da așa orice frecvență vrei tu. Uh, Laurent Taylor îmi spune că Super tare între ghilimele, Galaxy A71 erau făcut o lată. Cred că te gândești la Galaxy 70 și la update-ul ăla cu probleme, deși am vreo două-trei comentarii la precedentul Mobiches care îmi spun că lor le-a venit update-ul la Galaxy 70 pe Galaxy 70 la Android 10 fără probleme. Deci, nu știu ce să mai cred. Uh, un utilizator numit M Dragnea, când o să postezi review la Galaxy S10 Lite. hmm. Cred că după Paște. De fapt, evident că după Paște. Între Paște și finalul lunii aprilie. Ok. Adrian Dodu spune că a auzit că... Când a auzit că 5G ne omoară, a râs cu lacrimi. La la la. Spune că coronavirus este un război biologic la nivel mondial. Ok. Bă, Corina. Spune că se bucură de video cu super informații, mulțumesc, și spune că un Galaxy A70 upgradat la Android 10 și One UI 2.0 funcționează impecabil, fără lag și alte chestii. La foto nu am pretenții, oricum am pe 30 care știe foto impecabil. Deci, încă un om care nu a avut probleme cu update-ul. Acum, na, dacă sunteți trei fără probleme și globul întreg urlă și se fac știri pe tema asta, vă dați seama că e ceva putred acolo. Ok, uh, te întrebări. Liviu Japonia, oare chiar o fi în Japonia? Spune că nu-i place controlul de PS5. Mai sunt câțiva oameni care s-au polarizat. Culorile cel puțin au polarizat lumea rău de tot. Nu m am omorât pe culorile alea. Ok, Lauren Taylor spune că sunt în pizza care cred că COVID-ul e făcut de 5G. Adevărat. Ok, Nicolae Bustiu care are o întrebare pertinentă. Care e faza cu telefonul Fold de Păi să zic eu care e faza. Fratele lui Pablo Escobar a cumpărat modele respinse din fabrică de Galaxy Fold și le-a branduit Pablo Escobar Phone și le-a vândut și țeapă că sunt respinse din fabrică de deci ce defecte. Și am aflat că, conform lui Nicolae Bustuic, au fost plătiți reviori americani să promoveze telefonul. Hmm. Băiatul ăla cu șapcă, Ambox Therapy, l-a promovat, sper că nu, că că am stricat firma dacă a făcut asta. Auci, auci, auci. În fine. Luis Parfeni, Galaxy S10 Lite sau Huawei P30 Pro? Oh, P30 Pro fără îndoială. S10 Lite nu e un telefon chiar atât de bun pe cât ai crede. Adică e bunicel, dar nu e P30 Pro. Uh, Stăm mai bine la baterie P30 Pro și o să aflați mai multe în recenzie. sau în ce a zis lumea. Vă că spune lumea că S10 Lite are Snapdragon 855 și rupe. Nu te rog doar după Snapdragon, atât pot să zic. Acum, nu, dacă ești gamer, poate asta e pentru tine, dar Poate trebuie zoom ăla, baban. Ok, uh, d n t -Z -Romeo, te salut, nu știu ce înseamnă TFT, îmi poți explica, te rog, mulțumesc. TFT, e vorba despre tehnologie de ecran, Tin Film Transistor Liquid Crystal Display, adică este o tehnologie alternativă în loc de IPS LCD, spre exemplu ai TFT LCD și eu când văd o tabletă cu TFT LCD mă oferesc de ea. În general, ecranele TFT sunt o chestie a trecutului, mai degrabă decât a prezentului, aici pe Wikipedia tot ce trebuie să știi. Judecând după numele astea, Tin Film Transistor Liquid Crystal Display, adică peliculă subțire cu tranzistor, cam asta ar fi tranzistor cu peliculă subțire, tranzistor pe peliculă subțire ar fi ceva de genul ăsta, sper să nu-mi prind urechile treaba asta, dar tehnologie destul de învechită care nu prea mai folosesc în ziua de azi pentru că e inferioară a IPS LCD-ului și altor LCD-uri. Ok, alți oameni care zic că le-a mers ok actualizarea la Galaxy A70, bravo vouă și Editor XV, ultima întrebare, cum crezi că va fi Galaxy Fold 2? voi upgrada vara asta. No 20 Ultra sau Fold 2 care cred că va fi mai future-proof? Hmm, cred că Fold 2 nu mai riscă Samsung cu experimente. Iurea o să bage tot ce au în telefonul ăsta, cred că până și stylus o să aibă. O să aibă așa, protecție mai bună de ecran, eventual de aia de sticlă, direct, 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 fără plastic, dacă se poate și am ajuns acolo. Cameră integrată în ecran, fără orificiu. Ar fi mare brânză, se tot zvonește treaba asta, dar să vedem, cam asta zic eu, o să aibă și pixulet și camera în ecran și gata cu bretonul, gata cu prostiile, gata cu protecția de plastic, o să fie ceva deosebit. Sper să umble și la baterie, sper să aibă și camera ok, sper să nu fie fragil și sper să nu fie scump, dar nu pot să vreau asta că n-are cum. În fine, paște ferici și ție, paște ferici și vouă, m-am mai întrebat ceva la televizoare OLED de la Philips, uite, ai să crezi, dar nu am avut ocazia să testez vreun telefon Philips până acum. Am văzut doar la showroom și lumea e leșinată după conectarea la sistemul ăla de iluminare Ambilight, care face luminițele alea mișto, sincronizate cu filmele. Bun, gata cu întrebările, trecem la diverse. Ok, la secțiunea diverse, ghiși ce s-a lansat pe mobil, Dead by Daylight, un joc horror destul de creepy. Este gratuit în Play Store și ocupă vreo 4 GB, mare atenție. La început instalați 2 GB, apoi își faci un update, un update de vreo 1,6 giga. E un joc, un concept simplu. Joci oricum killer, ori cu 4 supraviețuitori. Dacă ești killerul, trebuie să-i vânești pe supraviețuitorii care o să încearcă să pornească niște generatoare pentru a debloca niște uși. Știți filmele alea de groază? E un slasher în pădure cu o mască Jason X nebunii de-astea și vine după niște tineri. E, ori ești killerul care îi fugărește, ori ești unul din tinerii aia care încearcă să fugă de killer. Jocul ăsta a fost un mega hit pe PC și pe consolă, acum a și pe mobile. Și sincer, nu, nu mi-a venit pe iPhone, nu e în App Store, e doar un Play Store. Și l-am jucat, am făcut niște gameplay cu el aici și îmi place să fiu killer, doar că e destul de stresant. Mă rog, e mult mai stresant să fii survivor, asta clar. Uh, și în același timp uh, trebuie să deblochezi o grămadă de abilități speciale, adică fiecare supraviețuitor are o abilitate și fiecare dintre monștrii, adică ai monștrii din So, ai monștrii din filme de groază, uh, în fine multe, multe variațiuni. Și ai niște itemuri de echipat. Ok, încă o variantă aici. La final, trebuie să deschizi o poartă prin care să fugi sau mai e un hatch prin care poți să ieși. E un fel de trapă când rămâne un singur supraviețuitor. Sper că ați înțeles ideea. Jocul e destul de gori așa și sângeros, adică atunci când tu prinzi un omuleț, trebuie să-l pui pe un cârlic și curge o grămadă de sânge. Dar fiind pe mobil, e un pic mai cartunic și așa. Asta este Dead by Daylight și îl joacă lumea în draci deja, îl joacă foarte mulți oameni de pe tot globul. Ca supraviețuitor trebuie să stai la generatoare să le repari și îți apare un minigame din când în când și trebuie să pocnești uh, un indicator la momentul potrivit. Cam asta este e jocul, un pseudo-horror multiplayer asimetric. 4 vs 1 Bun, acum că v-am vorbit despre jocuri și vă recomand Dead by Daylight, dacă vă ține telefonul, hai să vorbim și despre muzică. Știți Pink Floyd? Sigur știți Pink Floyd. De acum încolo, în fiecare vineri, o să dea pe YouTube, pe canalul lor, un concert. Câte un concert legendar. Pe 17 aprilie au difuzat concertul Pulse din 1994, vă că aici scrie 95, de e 94, în fine. E un concert legendar, știu că a fost la Londra, parcă, și-au cântat 22 de piese, turneul Division Bell, a fost ceva cu adevărat special, au cântat din câte am înțeles The Dark Side of the Moon complet, este mixat în surround 5.1, a fost o bucurie și-l găsiți tot editat și masterizat și mixat pe YouTube. Acum, cea mai tare reprezentație e aia din Pompei, știți în Italia, Pompei, unde rup vulcanul și acoperitura șuculavă, acolo au făcut un fel de film, concert special fără public, într-o atmosferă, de-aia ceva, unii spun că ar fi cel mai bun concert filmat vreodată, ala din Pompei și mă aștept să-l dea cât de curând în fine, la noi a fost Roger Waters prin 2013, David Gilmore n-a ajuns, dar trebuia să vină vara A asta toboșarul Nick Mason de la Pink Floyd, dar mai greu cu corona. Și Metallica, în fiecare luni noapte, două noapte așa, postează un concert legendar pe canalul lor de YouTube. Până acum a fost vreo două, unul de la Slane Castle în 2019 și unul de prin 2017. Eu vreau să văd foarte mult la din Polonia, din vara lui 2010, când a cântat prima oară Big Four. Big Four sunt cele patru mari formații de trash, Slayer, Anthrax, Metallica și Megadeth Atunci un aeroport Din Polonia Vara lui 2010 Și atunci au adus Big four și în România La Romexpo, am făcut o acolo O întreagă nebunie Deci aveți ce face în perioada asta Concerte originale full la calitate maximă Metallica Mondays și Pink Floyd Fridays Acestea fiind spuse Jucați-vă jocuri horror Sau nu vă jucați jocuri horror Cert e că vine Paștele, așa că Paște e liniștit Stați cu familia, descoperiți hobby noi relaxați-vă și încercați să uitați de știrile alea negative. Evident, stați acasă, poziți-vă, spălați-vă pe mâini și, în general, fiți mai buni. Cam atât la mobilisimă.ro, Asta a fost MobiCast 306, am avut și știri, am avut și unboxing, am avut și noutăți. Vă pregătim review-uri la câteva telefoane sau că am adunat S10 Lite, S20 Plus, Note 10 Lite, OnePlus 8 și un telefon despre care nu vă pot vorbi încă, dar face niște super pose. Cam atât de la noi, la revedere!